mai am o curiozitate așa din intimitate, că lumea e curioasă să știe lucruri poate pe care nu le-ai mai spus. Ești căsătorită cu un fotbalist, cu Gicu Grozav de la Petrolul Ploiești, tu la București, el la Ploiești, prin străinătate. Cum s-a produs apropierea asta? Cum v-ați cunoscut? A fost tot așa cu rețelele de socializare? Da. Sau... Tot pe rețelele de socializare ne-am cunoscut și mă bucur că relația noastră a continuat așa frumos și acum noi stăm împreună la București, el face naveta și mă bucur că suntem într-un punct frumos al relației noastre. Viitor părinți? Da. Cum o să vă împărțiți? El poate pleacă în străinătate, tu o să te reîntorci la Rapid, pentru că acum nu te mai antrenezi până vei naște. O să fie greu, mă gândesc. Nu se pune problema că tu vei da viață unui copil și te retragi. Ai 24 de ani, ești una dintre cele mai bune jucătoare din România, componenta echipei naționale și tu vei avea o pauză, nu știu, de o lună, două, trei și te vei apuca de sport. Poate un Ghior, poate, nu știu, pe unde, un Brest, nu știu, Final Four și așa mai, cu un copil nou-născut. Eu cred că e o responsabilitate și ați făcut un pas incredibil din punctul meu. Și sunteți doi părinți curajoși. Da, va fi dificil, dar cred că va fi și frumos, pentru că cariera de sportiv niciodată nu știu unde te duce și unde ajungi să joci. Dar eu sunt pozitivă și zic că o să fie bine. Și o să fii cu copilașul după tine? Păi așa a crescut și ea, tot în sală. Printre, o să mă ajute și mama. Tot pe mama cade, da. Nu? Atunci înseamnă că mama nu o să mai antreneze sau o să-și facă timp. Ți-e frică un pic, Sorina, de postura în care o să fii peste 9 luni? Nu, sunt curajoasă și eu zic că o să fie foarte frumos. Te vezi să te duci cu copilul în sală cum te duceai tu cu mama ta, cum făcea mama ta cu tine? Să iei copilul la antrenamente, să stea prin sală pe acolo să joace. Eu am noroc că ea o să fie alături de mine și poate o să fie un pic mai ușor decât i-a fost ei cu mine. Dar mă bucur că o să fie așa, într-o familie de sportivi. Fată sau băiat? Băiat. Băiat vrei? Da. Deci o ia spre fotbal. Deci Gicu o să fie mai pe la antrenamente cu el, nu? Cu da. Deci, după tu da, ești curajoasă și zici, bă, vreau băiat, dacă iese, las că se ocupă Gicu. Ia la Petrolul, mai face naveta, copilul mașină de regulă doarme, da. Ei o scoi, că de-aia mai performantă, să-l mai bălângăne puțin. Și, da. Copilul doarme, Gicu se antrenează, trebuie să găsești înțelegere la antrenorul Pârvu. Să zici, doamne, vezi că mai vine ăsta cu căruciorul, cu porbebeul, mai lasă aici la banca de rezerve, dacă plânge copilul să duce masorul, îi face masaj, să-l adoarmă. Da, să vezi ce antrenor va fi, nu poți să știi cât Pârvu e. Nu poate să, sunt în primele 6, ce n-ai? Nu s-așteptau nici ei, dacă îi întrebai înainte de începerea campionatului la Petrolul, ziceau că vor să scape de retrogradare, nu să prindă primele 6. Da, chiar merg bine Petrolul, chiar performează.